situație în careul lui Bucur, respingere greșită, gol! Sunt foarte fericit, vă dați seama, și n-am cuvinte. Prima victorie, trebuie să o ținem tot așa. Ce ai simțit în momentul în care ai văzut că mingea intră în plasă? Un moment de nedescris. Nu știu ce să zic, n-am cuvinte. E o bucurie să marchez pentru Steaua. La 2-0 ți-a fost teamă că se va repeta istoria de la Buzău și nu vom câștiga? Nu. Am știut întotdeauna că o să câștigăm acest meci, pentru că am fost foarte motivat toți băieții. Am fost ca o familie astăzi. Sunt bucuros pentru această victorie, după părerea mea, și meritată. Eu spun că au fost mai multe meciuri în care meritam să câștigăm. Ai marcat două goluri. Cât de importante au fost aceste goluri pentru tine și pentru Steaua? Importante, în primul rând, au fost pentru echipă că am câștigat acest meci și, după cum am mai spus, să aveam mare nevoie de această victorie. Cât de dificil a fost această perioadă între victoria de la Dej din august și acest succes cu FC Argeș? Au fost mai bine de o lună și jumătate în care Steaua n-a câștigat. Este dificil când nu câștigi și faci egaluri în unele meciuri chiar am și condus, și etapa trecută am avut 2-0 și am scos un egal pe final până la urmă, însă trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să câștigăm meciurile în continuare, fiindcă avem mare nevoie. E pentru a intra în play-off prima dată și iar după pentru a ne clasa cât mai sus. Sentimentul este plăcut, vă dați seama că de mult așteptam această victorie, ne-am dorit-o. Am fost aproape, dar în sfârșit am strâns rândurile și ne-am motivat și trebuia să spargem odată ghinionul ăsta. Și a venit victoria într-un meci considerat extrem de dificil cu o echipă care sezonul trecut a evoluat în Liga 1. Da, o echipă foarte bună care se luptă și la promovare. Nici ei nu s-au regăsit acum la început de sezon ca noi, dar acum, după meciul ăsta, sper ca noi să fim cei care să ne revenim și să fim acolo sus, că merităm. A fost perioada în care Steaua a legat practic egal după egal și victoria parcă nu mai venea. A fost foarte grea, adică nici noi nu știam răspunsul, nu ne gândeam, băi, ce se întâmplă, că nu înțelegea niciunul dintre noi, dar până la urmă am demonstrat că avem caracter și ne-am mobilizat.